Un proiect unic în România și-a propus să stabilească, folosind teste ADN, arborele genealogic al marilor voievozi români, printre care Mircea cel Bătrân și Vlai cu Vodă. Mormântul acestuia din urmă a fost deschis după aproape 700 de ani, iar oamenii de știință au prelevat un os de la picior, o falangă și o măsea. Probele prelevate în urmă cu mai bine de 2 ani din cripta lui Vlai cu Vodă de la Biserica Domnească din Curtea de Argeș au fost analizate la Miami, Cluj și în Corea, iar rezultatul este uluitor. În mormântul numărul 10 de la Curtea de Argeș nu se află Vlai cu Vodă. ADN-ul mitocondrial al acestui principe este un ADN de tip germanic. Astfel se înlătură pentru totdeauna acea ipoteză, să-i spunem, puțin hazardată cu principele cuman al țării românești. Este clar că acest principe aparținea dinastiei domnitoare, bogăția mormântului, inventarul mormântului, ne spune. În opinia cercetătorilor, este un principe încoronat, ce-i drept, dar un principe care a murit la 1340 cu plus minus 30 de ani. Ne putem duce la 1310, ne putem duce, bineînțeles, la 1370. Ei spun că e fiul asociat la domnia lui Basarab. Explicația ar putea fi aceea că voievodul a fost mutat. Eu cred că este în mormântul 8, cel din centrul bisericii, a doua ipoteză fiind că ar fi la Vodița, pentru că se pare Vladislav Laicu moare în luptele cu ungurii pentru Severin din jurul anului 1377 sau chiar în anul 1377, iar cele două martitorii consemnate de istorie ca fiind ale lui Vladislav Laicu sunt Curtea de Argeș, Argeș II, să-i spunem, și Vodița. În aceste condiții apare iar ideea desfacerii criptelor în care zac osemintele celor mai mari conducători ai țărilor române, în special Mircea cel Bătrân de la Cozia. Însă inițiatorii au fost opriți.